Faptele Apostolului, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, Scoală-te și du-te spre mează zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și atât că un etiopian, un famen cu mare putere la să candacea etiopianilor și îngrijitorul tuturor visteilor ei, a venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acela. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famililor a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl cita era acesta. El a fost dus ca o ailă la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celor cel tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecatea a fost luată. Și cine v a zugrăvit pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a răspuns, dacă crezi din toată inima, se poate. Faminul a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce, ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezaria. Și propovădea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ceea ce se petrece în această seară cu cei care sunt îmbrăcați în haine albe, reprezintă un moment... Pe drumul vieților. De fapt, viața noastră, fiecăruia dintre noi, este formată dintr-o succesiune de momente. Unele mai bune, altele mai neplăcute. Avem câte un moment în viață în care câștigăm ceva. Și avem un alt moment în viață în care pierdem ceva. Avem câte un moment în viață în care ni se împlinesc niște așteptări. Și apoi vine un alt moment în care. Oricât am așteptat să se împlinească ceva, nu se împlinește. Și de regulă viața noastră, parcursul vieții noastre este marcat de momentul sau de ceea ce ne se întâmplă în un anumit moment. După ce s-a consumat momentul acela, o perioadă de timp suntem marcați de ceea ce am petrecut sau am experimentat în acel moment. Dacă am câștigat ceva, vom fi poate câteva zile bucuroși. Dacă am pierdut ceva... Din potrivă, vom fi poate câteva zile nefericiți. Ei, dragii mei, am citit în Cuvântul lui Dumnezeu faptul că un om, așa ca și noi, a trăit un moment în care s-a coborât în apa botezului să fie botezat. Și acum, s-a m-ați auzit citind din Scriptură. Vreau să vă întreb, cum l-a marcat pe acest om evenimentul acesta? Cum l-a marcat? Spune Sfânta Scriptură că din momentul acela s-a dus pe drumul vieții plin de bucurie. Nu mă știu dacă veți merge și voi așa. Să nu cre le spuneam înainte de a începe slujba în această seară, ne-am întâlnit împreună câteva minute și le-am spus să nu creadă ei sau să nu creadă cineva. Că după ce se botează, vor fi în cer. Atmosferă de cer. Pentru că viața de după botez este marcată de ispite, de încercări, de lupte spirituale. aduceți duceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos, după ce s-a botezat, a fost dus de Duhul în pustie și a fost ispitit de diavolul. În toate felurile. Și cu toate acestea, în mijlocul acestor încercări, în mijlocul acestor ispite, lupte spirituale, trebuie să călătorească pe drumul acesta al vieții de acum înainte cu o anumită bucurie. Veți avea tăria să o faceți. Despre asta vreau să predic, dragii mei, în câteva minute în continuare, călătorind cu bucurie pe drumul vieții. Vin lupte spirituale din partea, poate, a celor din casă, din familie, din partea colegilor de la serviciu sau de la școală, din partea cine știe cui. Și s-ar putea să fi marcat de momentul acela când vine, vine încercarea, când vine ispita, și undeva, totuși, în străfundul inimii, să poți călători cu o anumită bucurie. Și întrebarea este de unde vine bucuria asta. Ce fel de bucurie? Să o porți cu tine pe drumul acesta al vieții până când existența asta în această lume se termină, se sfârșește. Ce bucurie este aceasta? Aș vrea să mă opresc la cuvântul acesta, dragii mei, și să vă spun că, în primul rând, bucuria aceasta este bucuria unei vorbiri. Acestui om, din Scriptură, i-a vorbit Dumnezeu. Nu vreau să-i pe ei, pentru că știu că sunt plin de emoții în seara aceasta, dar vreau să vă întreb așa, retorii pe noastră. E aici cineva în sala asta care să poată zice, mie mi-a vorbit Dumnezeu? Poate zice, zic unii, de aceasta. Cum să-ți vorbească Dumnezeu? Dar ați auzit pe vreo câțiva, amin, mie mi-a vorbit Dumnezeu. Și acum vă întreb iar, cum Va vorbit Dumnezeu? Cum? Chiar va vorbi Dumnezeu sau este doar o impresie? Cum va vorbi Dumnezeu? Deci mei, ca să treci prin apa botezului, să ajungi la experiența asta de viață, trebuie să poți spune în modul cel mai concret, mie mi-a vorbit Dumnezeu și i ar pun întrebarea, cum? Cum? Acum, dacă ne uităm în Scriptură, Dumnezeu a vorbit în foarte multe feluri. Știți că la unii Dumnezeu a strigat din cer, știți? Moise! Sau Avram, este cineva în locul acesta la care să fi strigat Dumnezeu în mod real, audibil, să strige Dumnezeu din cer? Poate nu niciunul. Altora Dumnezeu le-a vorbit prin vise. Mergea Iacov de acasă și-a luat lumea în cap, era, era frică de amenințările fratelui său și s-a culcat în pustiu și spune Sfânta Scriptură că a visat. Acum mulți visăm de toate, de toate, lucrurile. Da? Dar să fie un vis de la Dumnezeu. Omul ăsta a visat un vis de la Dumnezeu. Era scara aceea care era îndreptată spre cer, zimată de cer și la capătul scării era Dumnezeu. V-a vorbit căruia, că, la care va de aici Dumnezeu prin vreun vis? S-ar putea printre mulțimea viselor pe care le avem din mulțimea gândurilor, s-ar putea să se strecoare câte un vis care e mesaj de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu vorbește. Altora Dumnezeu a vorbit prin mesageri. A trimis Dumnezeu la ei un profet, a avut mesaj de la Dumnezeu. Știți? Ezechi a fost bolnav în, scrie, Cartea Sfântă în Vechiul Testament, Dumnezeu l-a trimis pe Isaia și a zis, pune casa în îndoială, mor, nu mai trăiești. Și omul ăsta s-a rugat lui Dumnezeu și l-a trimis din nou pe Isaia și a zis, ți-am ascultat rugăciunea, îți mai dau 15 ani. nu i poveste? E vorbire de la Dumnezeu. Sau când David a păcătuit, Dumnezeu l-a trimis pe Nathan și a spus ce s-a întâmplat, chiar dacă a încercat David să ascundă, să mușamalizeze, și a spus ce se va întâmpla. Dumnezeu vorbește. Va vorbi Dumnezeu la care va de aici. Prin mesager, printr-un profet? S-ar putea. Dar dacă nu v-a vorbit strigând, visând, trimițând profeți, poate Dumnezeu să vorbească și altfel și să zici, mie mi-a vorbit Dumnezeu. Poate? Deci, omul, la, la acest om din Scriptură, nu mi a vorbit nici strigând, nici visând, nici prin profet, Ce a vorbit prin cartea asta. Începând de la Scriptura aceasta, Filip i-a propovit pe Iisus. Și dragii mei, omul ăsta a priceput că îi vorbește Dumnezeu. Vreau să vă întreb din nou, i-a fost suficient acestui om să-i vorbească Dumnezeu prin Scriptura? Sau nu a fost destul? Dacă omul ăsta a luat o decizie și a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat, dragii mei, N-a fost pentru că a strigat Dumnezeu la el, pentru că a vorbit printr-un profet. A fost pentru că cineva i-a vorbit din scripturi. S-ar putea să fie așa cu, în cazul acestor, acestor oameni îmbrăcați în haine albe. Deci, mai Dumnezeu vorbește și astăzi. S-ar putea să strige la cineva. S-ar putea, dragii mei, să profețească cineva, să-ți spună ceva, descoperindu-ți staine, s-ar putea să îți trimite Dumnezeu vise. Dar când deschizi cartea asta lui Dumnezeu, sau cum facem în seara aceasta, am deschis cartea asta lui Dumnezeu și citim din cartea asta, vorbește Dumnezeu. E suficient? Ascultați-mă, Dumnezeu vorbește uneori pe fondul unor preocupări spirituale serioase. Știu că dacă citiți Cartea Lui Dumnezeu și sunteți oameni care citiți Cartea Lui Dumnezeu, veți descoperi că Dumnezeu a vorbit unor oameni care aveau alte preocupări. Se ocupa cu altceva. Una oară Moise păștea turma Socului său. El se era la rat cu 12 perechi de boi. da. Când Dumnezeu a vorbit acestor oameni care aveau altă treabă, Dumnezeu a trebuit cumva să le atragă atenția. Și a găsit Dumnezeu metode. La Moise a prins un rug, și a zis Moi, să mă torc să văd. La Elisei, dragii mei, s-a dus Ilie și a pus mantia aceea pe umeri. La Saul din Tars, care se ducea spre Damas cu planurile lui, Dumnezeu a făcut să vină așa o lumină, ca un fulger din cer, să atragă atenția și după aceea Dumnezeu a început să vorbească. Dar de regulă, ascultați-mă bine, Dumnezeu vorbește când ai preocupări spirituale serioase. Știți ce făcea omul ăsta? Citea? Ce roman citea? Ce știre citea? V-am mai spus în locul acesta, am citit o maximă care zice așa, cine nu citește nimic, e mai cultivat decât cel care citește numai ziare. Mă auziți? Omul ăsta citea în Cuvântul lui Dumnezeu și venea de la Ierusalim, unde fusese să se roage. Și pe acest teren, dragii mei, al preocupărilor spirituale, Dumnezeu din cer a venit să-i vorbească. Nu făcea altceva. Era preocupat din punct de vedere spiritual. În Vechiul Testament, în cartea Profetului Daniel, zice Scriptura, în capitolul 9, am văzut din cărți. Că trebuiau să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului. Și atunci m-am hotărât să mă apropiu de Dumnezeu, să-L caut pe Dumnezeu rugându-mă și postind în sac și cenușă. Și când, când făcea treaba asta, când era preocupat din punct de vedere spiritual, știți ce s-a întâmplat? A venit iute în zbor îngerul Gavril să-i vorbească. Pe terenul acestor preocupări spirituale... Noi avem, avem pretenția să ne vorbească Dumnezeu, dar facem de toate. Mai puțin lucruri spirituale. Dumnezeu vorbește pe terenul acesta al preocupărilor spirituale. Pavel zice în cartea Faptele Apostolului 1 din capitole: Pe când eram la Ierusalim, mă găseam în Templu și mă rugam lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Am căzut într-o răpire sufletească. Și Dumnezeu din cel mai mi-a vorbit și a zis grăbește și ieși că nu vor aici mărturia ta. Dar când s-a întâmplat asta? Când avea o anumită preocupare spirituală. Dumnezeu din cer vorbește, dragii mei, pe, pe terenul ăsta al preocupărilor spirituale. Nu știu cum va vorbi Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește pe acest teren al preocupărilor spirituale, Dumnezeu vine să clarifice lucrurile. Știți ce întrebare a pus Filip acestui famen. Înțelegi tu ce citești. Ascultați-mă, sunt în Scriptură lucruri pe care le poți înțelege. Sunt în Scriptură lucruri pe care nu le poți înțelege. Pentru că Dumnezeul acesta nu intră în limitele noastre. Dacă ar intra în limitele noastre, noi am fi Dumnezei. Și Dumnezeu ar fi la nivelul nostru. Ei, dragii mei, știți ce nu pricepea omul ăsta? Era o zonă pe care nu o pricepea, trebuia să o priceapă, dar era o zonă pe care trebuia să o creadă. Știți ce nu pricepea? Despre cine vorbește profetul aici? Despre sine sau despre un altul? Și l-a trimis Dumnezeu pe Filip, a ajuns carul și a început de la Scriptura aceasta și a zis, nu despre sine vorbește. Vorbește despre Isus despre Fiul lui Dumnezeu, care a fost dus ca o oaie la tăiere, ca un miel pe care îl duce la junghiere. Așa a fost dus, dragii mei. Asta nu mai putea, putea pricepe? Asta trebuia să creadă. Că de aceea a zis, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, bucuria pe care a avut omul acesta când a pornit din acel moment pe drumul vieții, a călătorit pe drumul vieții, a fost a fost bucuria acestei vorbiri din partea lui Dumnezeu. Frații mei, sunteți aici oameni cărora va vorbi Dumnezeu? Sunt unul dintre cei cărora i-a vorbit Dumnezeu. Vreau să vă spun, este o bucurie extraordinară. Să vină Dumnezeu. Cum vrea El? Să vină să-ți vorbească Dumnezeu. Vreau să cred că ei sunt aici îmbrăcați în haine albe că Dumnezeu le-a vorbit. Dacă nu altfel, cel puțin prin scriptură. Slavit să fie numele Domnului. În al doilea rând, este vorba despre bucuria unei schimbări. Nu vorbesc neapărat despre schimbarea aceea la care ne gândim imediat, de la păcat, de la mizerie, la uh, neprihănire. E, e schimbarea asta. Dar nu uitați, omul acesta care, care s-a botezat și pe care îl avem în atenție în această seară, fusese la Ierusalim să se închine. Era un om religios. Foarte mulți oameni religioși sunt în țara asta, în lumea asta. Și țin datine, își țin sărbătorile, se duc să se închine, se duc să se roage, mai dau câte o milostenie. Știți care este schimbarea care s-a produs în omul acesta? A reușit să mute accentul când i-a vorbit Dumnezeu de pe formă, de pe loc, pe o persoană. Știți, foarte multe Religii din lumea aceasta au locuri speciale. Dacă te duci la Meca. dacă te duci la Ierusalim, am fost pe acolo și am văzut ce e pe acolo, dacă te duci la Biserica cu tare, se rezolvă problemele. Și s-a dus omul ăsta la Ierusalim și nu s-au rezolvat problemele. Da? Când i-a vorbit Dumnezeu prin scripturi, omul ăsta a mutat accentul de pe loc. Am mutat accentul pe o persoană, persoana Domnului Iisus Hristos. E mare lucru să faci schimbarea asta în viață. Când ești legat de loc, când ești legat de tradiție, când ești legat de datină, când ești legat de forme și să lași datina și să lași tradiția și să lași forma și să te prinzi prin credință de Hristos. Dacă omul ăsta a mers mai departe pe drumul vieții cu bucurie s-a dus cu bucurie acestei schimbări mei. pentru că a mutat accentul de pe un loc, de pe formă pe o persoană și a mutat accentul de pe ce poate face el pe ce poate face Dumnezeu știți foarte mulți dintre noi, oameni religioși de altfel, în fiecare religie avem impresia că noi putem face suficient de mult ca să fim în bună relație cu Dumnezeu și vă întreb, chiar așa -i? Putem face suficient de mult? S-a dus, și mereu aduc exemplul acesta în biserică, s-a dus fariseul acela la templu să se roage și era lângă el un vameș. Vameșul își trea viața, sau își a trei viața fără Dumnezeu, păcătuind. Dar fariseul ăsta era atent. Postea de două ori pe săptămână, dădea zeciuială, făcea poate milostenie, se ducea la templu să țină sărbători, să-și rugăciunile și spune Domnul Iisus adevărat vă spun că omul acesta nu s-a întors acasă socotit de prieteni. Ce s-a întors acasă? Pentru că, dragii mei, oricât ne-am trudit noi, nu vom reuși să facem suficient încât să fim socotiți, neprieniți înaintea lui Dumnezeu. Spune Sfânta Cartea lui Dumnezeu că dacă cineva împlinește toată legea și greșește, într-o singură poruncă. E vinovat de toate legea. Nu pot. Și atunci, Dumnezeu din cer l-a trimis în această lume pe Domnul Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. În El putem fi socotiți neprihăniți. De aceea, omul ăsta a experimentat această mare schimbare, s-a dus înainte pe drumul vieții cu această mare schimbare, cu bucuria acestei mari schimbări, că a mutat accentul de pe loc, de pe formă, pe Hristos, de pe ce poate face El, pe ce poate face Dumnezeu. Și Dumnezeu poate face totul, dragii mei. L-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să moară pentru păcatele noastre. Ăsta e darul lui Dumnezeu. Amin. În al treilea rând, dragii mei, omul ăsta s-a dus înainte, cu bucuria unei împliniri. Adică, ce să împlinească? Noi ne bucurăm când împlinește Dumnezeu ceva din promisiunea Lui. Și sunteți oameni aici, față de care Dumnezeu și-a împlinit multe promisiuni. Și sperați că Dumnezeu o să-și mai împlinească promisiuni. Și o să o facă, o să o facă Dumnezeu. Dar v-ați bucurat vreodată când ați reușit o mică părticică din Cuvântul lui Dumnezeu să împliniți? V-ați bucurat? Dragii mei, omul ăsta când s-a botezat, nu s-a botezat pentru că a inventat el că trebuie să facă asta dacă cumva din întâmplare de peste o apă. Chiar dacă nu scrie aici, a învățat Filip ce trebuie să facă. Și când s-a coborât în apa botezului, omul ăsta împlinea ceea ce a fost învățat să împlinească. Oamenii aceștia, dragii mei, mai tine sau mai în vârstă, nu se botează pentru că a inventat ei botezul, ci pentru că au fost învățați și au crezut că asta trebuie să facă. Zicea Domnul Iisus Hristos, duceți-vă și propoziția Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. O, dragii mei, ca să poți să te botezi și să crezi, să mărturisești credința, trebuie să ai discernământ. Să fii la o anumită vârstă în care să poți evalua binele și răul și să alegi binele, să respingi răul. Să poți zice, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal. De ce v-a zic, eu am fost botezat nu știu când. Dar nu știu nimic despre botezul acela. Cartea spune așa, dacă crede și se botează. Și omul ăsta a zis, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ei, dragii deci, mei, această împlinire a ceea ce zice Dumnezeu, a ce poruncește Dumnezeu, îți dau bucurie extraordinară. Zicea Psalmistul în Vechiul Testament, când împlinesc poruncile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Noi nu am avut niciunul toate comorile din lumea aceasta, dar sunt convins că dacă, dacă am avea o mulțime de comori, ne-am bucurat într-un mod special, da? Că am reușit să câștigăm ceva da să ai toate comorile. Ei, când faci ce zice Dumnezeu, te bucuri de parcă avea toate comorile din această lume. Ei, cu bucuria asta mergea înainte omul acesta. Vă mai spun un lucru și apoi încheie să trecem la partea botezului. În al patrulea rând, omul acesta se ducea înainte cu bucuria unei anticipări. Dacă cineva crede și se botează, va fi mântuit. Asta zicea Domnul. Și întrebarea mea este, mântuit cum? cum mântuit. Dragii mei, sunteți aici oameni mântuiți. Cum? Mântuiți de la ceva și mântuiți pentru ceva. Adică mântuiți din starea de pierzare spirituală. Zicea Pavel în, în FSM, capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care, când trăiați după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Domnului care lucrează acum în fine ascultă. Erați morți, mântuit de acolo, dar mântuit pentru ceva. Ma, dacă i-aș întreba pe ei de ce se botează, ce rost are? De la o biserică la altă biserică. De la o denominație la altă denominație, nu? Nu, nu. Mântuiți pentru ceva. Și întrebarea este, mântuiți pentru ce? mântuiți pentru împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Că zicea Pavel, dacă numai pentru viața asta ne-am pus de în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar nu pentru viața asta. Ne-am pus nădejdea în Dumnezeu pentru viața viitoare, pentru viața veșnică. Pentru că într-o zi, spune cartea lui Dumnezeu, se vor deschide cărțile Oamenii adunați înaintea lui Dumnezeu vor fi judecați după cele scrise în cărțile acelea. Dar se va deschide o altă carte. Cartea vieții. Și se vor citi numele. Și avem noi o cântare care o cântăm din când în când, poate mai rar. Când se vor citi numele, acolo voi fi. Voi credeți asta? Când se vor citi numele, veți fi acolo. Câți din locul acesta credeți, oameni buni, când se vor citi numele, când se va deschide cartea vieții și se vor citi numele, veți fi acolo. Și ascultați-mă, că dumneavoastră credeți, că dumneavoastră nu credeți, este o realitate că într-o zi vom sta acolo înaintea lui Dumnezeu și se vor deschide cărțile. Să nu credeți că e bibliotecă cu cărți, e metaforic vorbind, după cele acolo, înregistrate acolo la Dumnezeu, oamenii vor fi judecați. Și te va deschide cartea vieții. Și cine n-a fost găsit scris în cartea vieții, va fi aruncat în iazul de foc. Și cine vor fi găsiți scris în cartea vieții, ce va fi cu ei? Le va zice Dumnezeu, veniți și moșteniți împărăția care a fost pregătită încă de la întemeierea lumii. Deci, mai bucuria vorbirii lui Dumnezeu. Bucuria acestei schimbări, că am mutat accentul de pe o religie moartă, de pe, de pe formă, de pe ce putem face noi, pe ceea ce poate face Dumnezeu în Hristos Domnul. Această schimbare, dragii mei, ne aduce o bucurie extraordinară. Bucuria că împlinim ce Dumnezeu ne cere să împlinim, că faceți ceea ce trebuie făcut, ca a zis Dumnezeu. Și bucuria aceasta anticipării, la ceea ce se va întâmpla cu noi în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze pe ei. Domnul să vă binecuvinteze pe noastră pe toți. Să țintim într-acolo spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu și să trăim ca oameni mântuiți în această lume, prinzându-ne prin credință de ziua aceea glorioasă, care va veni, că o așteptăm, că nu o așteptăm, cu siguranță va veni. Slăviți să fie Domnul, amin.